timp. Iată, atâta timp cât nu avem această certitudine că va fi memorandumul semnat, că se va reuși deblocarea finanțării din partea Băncii Mondiale, din partea comisiilor, în mod special pe sprijinul pe buget, am mari rezerve la capitolul sustenabilității acestui buget. Nu mai vorbesc de mai multe elemente, în mod special mă voi referi în luarea de cuvânt pe ceea ce înseamnă prioritatea, care după mine trebuie să fie absolută, de crearea siguranței, securității energetice a țării și cheltuielile prevăzute în buget nu au nimic comun cu acest element. Nu mai mă refer că, deși ei pretind că este un buget orientat social, de fapt bugetul recunoaște proiectul de buget că vom avea o scădere reală a salariilor celor care sunt angajați în timpul muncii. Deci fondurile speciale și fondurile TIR și așa mai departe, am multe întrebări pe ele. Așa că nu am cum să votez acest proiect de buget. Mulțumesc, o zi.